Partidul Mișcarea Populară, noua formațiune la care au aderat mai mulți parlamentari PDL, printre care și Florin Popescu, strânge rândurile. La Dâmbovița s-a stabilit conducerea organizației. Florin Popescu a arătat într-o conferință de presă că nu a dorit să preia frâiele PMP la nivel județean, pentru că trebuie să se ocupe de coordonarea campaniei electorale a partidului la nivel național. Am declinat această ofertă, explicându-i președintelui Partidului Mișcării Populare, domnul Eugen Tomac, că datorită numirii mele ca șef de campanie al Partidului Mișcării Populare la nivel național, nu pot să acord aceeași disponibilitate de timp de care Mișcarea Populară în județul Dâmbovița are nevoie și de care dâmbovițenii, în general, au nevoie de un lider implicat 7 zile pe săptămână din 7. Eu, 4 zile, fiind ocupat cu campania electorală la nivel național, având mai multe acțiuni, cea mai de impact pe care ați văzut-o la Cluj, împreună cu Fundația, unde a fost prezent președintele Traian Băsescu și unde a aderat la Fundația Mișcarea Populară primarul Clujului, fostul președinte PDL, domnul Emil Boc. Am crezut de cuvință ca președinte și coordonator al județului Dâmbovița, până la efectuarea de alegeri în organizație, să fie colegul meu de candidatură din anul 2012, cel cu care am candidat eu ca deputat pe Târgoviște, dânsul ca senator, pe Târgoviște-Moreni, domnul Adrian Rădulescu. Așadar, conducerea organizației a fost preluată de Adrian Rădulescu, fost candidat ARD în Dâmbovița pentru Colegiul 2 Senat și fost consilier prezidențial. Acesta a precizat că vrea să îmbine experiența celor care fac politică de mai multă vreme cu dorința de implicare a celor nou veniți în activitate de partid. Mi-am dorit să vin aici, la Dâmbovița, și m-am bucurat nu de faptul că colegul meu, Florin Popescu, n-a dorit să preia această funcție datorită altor atribuții pe care le-a primit la nivel de partid. Vin aici cu dragoste, de la început. Le mulțumesc celor doi parteneri cu care voi rămâne în continuare și cu care dorim, și bineînțeles și cu Florin Popescu, și cu care vom construi de la zero ceva nou. Am auzit de foarte multe ori spunându-se cum să construiești ceva nou, tot cu oameni vechi. Nu, o să vedeți că majoritatea oamenilor nu sunt oameni care migrează de la alte partide, ci sunt oameni care vor un alt tip de politică.